Rușii dau târcoale centralelor nucleare ucrainene, iar motivele pentru care vor să preia controlul asupra centralelor nucleare sunt numeroase. Intenția declarată, dar nedovedită, de a împiedica Kievul să fabrice bombe termonucleare, terorizarea psihologică a oamenilor sau dorința de a avea controlul asupra surselor de energie ale Ucrainei sunt doar câteva dintre ele. Analiștii cred că preluarea instalațiilor nucleare ale Ucrainei este o parte vitală a strategiei de frică și control, urmărită de președintele Vladimir Putin în acest război. Ucraina are 15 reactoare nucleare operabile, situate în 4 centrale răspândite în țară și 4 reactoare dezafectate la Cernobâl, locul exploziei catastrofale din aprilie 86. Centralele au fost proiectate și construite de ruși, acesta fiind cel mai mare număr de astfel de fabrici ridicate în afara țării lor. Reactoarele Ucrainei ar putea ajuta Rusia să preia controlul asupra alimentării cu energie a țării și astfel va provoca suferință populației și va afecta comerțul Ucrainei. În plus, o amenințare nucleară reprezintă o armă psihologică foarte mare. Interesul Rusiei față de centralele nucleare ale Ucrainei are și un aspect economic. Doar centralele de la Cernobâl și Zaporoje putând adăuga sute de milioane de dolari Rusiei. Oamenii din întreaga lume au fost îngroziți de bombardamentele forțelor rusești de la centrala nucleară din Zaporoje. Catastrofa a fost evitată în urma stingerii incendiului. În afară de acestea, Ucraina deține încă 3 instalații nucleare suplimentare, care însumează 9 reactoare. Unii observatori au teoretizat că acestea vor fi, de asemenea, probabil vizate. Deoarece Rusia încearcă să obțină controlul asupra surselor de energie ale ucrainenilor. Rușii vor dori să securizeze celelalte 3 instalații nucleare ucrainene ca parte a acestei strategii, a declarat Robert J. Bunker, director de cercetare la firma de consultanță de securitate Futures LLC, citat de The Daily Beast. Experții au oferit mai multe teorii în ceea ce privește obsesia rușilor pentru centralele nucleare din Ucraina. Acuzațiile au escaladat pe 9 martie, când purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Ucraina intenționează să folosească presupusul său arsenal nuclear împotriva Rusiei. Zaharova a afirmat că Rusia a ocupat Cernobâl și Zaporoje exclusiv pentru a preveni orice tentative de a organiza provocări nucleare, ceea ce este un risc care există în mod evident. Experții americani au respins însă cu fermitate aceste afirmații. De exemplu, Hal Kempfer, un fost ofițer din domeniul informațiilor militare, a declarat că aceasta a fost o invenție fără temei a Moscovei pentru a justifica invazia și confiscarea centralelor nucleare, el numind afirmația conform căreia Ucraina ar fi intenționat să folosească arme de distrugere în masă cu adevărat orwelliană. Așadar, Putin are nevoie de instalațiile nucleare pentru a susține povestea pe care a spus-o că Ucraina urmărește arme nucleare ca o justificare pentru invazia ilegală. Experții susțin însă că acest lucru este destul de improbabil și o invenție flagrantă, deoarece instalațiile și materialele nucleare ale Ucrainei au fost inspectate amănunțit de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică. De-a lungul anilor, de când ultima armă nucleară a părăsit Ucraina în 1996, nu au existat semne că țara ar fi avut interes în crearea unui program nuclear militar. Robert J. Bunker, un academician american și un teoretician aplicat în domeniul securității naționale, s-a declarat convins că narațiunea rusă este menită să ascundă obiectivele strategice ale lui Putin și să folosească propaganda pentru a-i face pe apărătorii Ucrainei să pară agresori și criminali de război care trebuie opriți. De asemenea, dacă are loc o eliberare radiologică sau un eveniment nuclear, rușii ar putea încerca să-l eticheteze ca parte a unui complot susținut de Ucraina sau chiar de NATO. Centrala nucleară din Ucraina de Sud se află în provincia Mykolaiv. Este a doua ca mărime dintre cele 5 centrale nucleare ale țării.
face parte din complexul energetic din Ucraina de Sud, împreună cu centrala electrică cu pompare de stocare Tashlik și centrala hidroelectrică Oleksandrivska. Are 3 reactoare cu apă presurizată și o capacitate netă de generare de 2850 MW. Centrala nucleară Klemenitsky este operată de Energoatom. 2 reactoare VVR-1000 sunt operaționale, fiecare generând 1000 de megawați net de energie electrică. Încă 2 reactoare VVR-1000 sunt în prezent în construcție. Construcția celui de-al 3-lea reactor a început în septembrie 1985 și a celui de-al 4-lea reactor în iunie 86. Construcția a fost oprită în 1990, când au fost finalizate cu 75, respectiv 28%. Un acord interguvernamental privind reluarea construcției a fost semnat între Ucraina și Rusia în iunie 2010. Centrala nucleară de la Rivne are 4 reactoare cu o capacitate nominală de puțin peste 2500 de MW. Centrala se află în orașul Varaș, din vestul Ucrainei, un oraș care până în 2016 a purtat numele unui agent sovietic ce a trăit acum 8 decenii, Kuznetsov. Centrala de lângă Zaporojie este cea mai mare din Europa și a noua din lume, cu 6 reactoare și o putere instalată totală de 5700 de MW. Spre comparație, centrala de la Cernavodă are o putere electrică instalată de 1400 de MW la cele 2 unități, de 4 ori mai mică decât Zaporojie. Centrala generează jumătate din energia electrică a țării bazată pe energie nucleară și mai mult de o cincime din electricitatea totală generată în Ucraina. În 2017, lucrările de modernizare au fost finalizate la Unitatea 3, permițând o prelungire a duratei de viață cu 10 ani până în 2027. În 2021, lucrările de modernizare au fost finalizate la Unitatea 5, permițând o prelungire a duratei de viață cu încă 10 ani. În data de 4 martie 2022, armata rusă a bombardat puternic zona, provocând un incendiu la o clădire de 5 etaje aflată lângă centrală și astfel a existat pericolul unei contaminări nucleare în toată lumea. Milițiile cecene ale lui Ramzan Ahmatovici Kadyrov au ucis câțiva angajați și au ocupat centrala.